Gestul necugetat făcut de Cosmin încă bântuie casa mireasa, iar votul băieților de sâmbătă suscită discuții aprinse între aliații Andrei și Aron. Aici s-a pus. S-a dus pe gât, mă. Păi te mănânc, frate, te mănânc. Ești nebun la cap, tu faci cu mine de asta un puști care îți creezi alianții. A încercat să-ți creezi alianții și cu Vale și cu Sese și cu ăștia-s băieți deștepți. Sunt foarte deștepți, sunt maturi. Clar, noi doi nu vom fi de acord ca el să vină, da? Eu nu am de ce să mă feresc. Aș prefera să nu votez, pentru că votul meu știți deja. Leo, știi ce face Leo? Leo o să voteze de dragul că au fost colegi. Ca bune rele am fost acolo. Nu-l condamn. Robert, cu Robert a încercat să îl tragă și pe Robert după el, dar Robert e băiat, e deștept, e și pe-n lume. Și știu unii să decize, nu? În Vali și în Sese. Valentin nu că votează pro să vină și Sese la fel. Și au avut conflicte cu amândoi. Dar știi de ce fac asta? Știi de ce o fac? Nu o fac pentru a salva o iubire. O fac pentru că unii se bucură că atunci când eu am conflicte, când tu ai conflicte, se bucură, înțeleg? Dar dacă aș fi fost eu pus în situația în care să fiu, clar, dar nici nu-mi doresc. Eu, ideea e în felul următor, nu știu dacă poți, clar, vreau să plec cu fruntea sus, nu vreau să o mai întorc. Când nu am la ce, poate să vină Afrodita și cu Xena, cu... Hai mă, termină-te, să fim serioși, fii matur, fii bărbat. Bă, sunt milioane de femei, pe cuvântul meu. Sunt mai multe femei decât bărbați. Ideea e ca tu să ai puterea, tu ca om, după fiecare, nu știu, eșec, problemă, supărare, tensiune, dezamăgire, să ai puterea să mergi mai departe și mai important decât atât, să accepti situația. Am venit, am văzut, am învins. Cum era tatăl ăștia? Nu pleci prin spate. Asta e clar. Pleci în față, fruntea sus, indiferent de situație. Iar după discuția avută cu Aron, Andrei parcă simțea nevoia de validare a propriilor convingeri și de la mama sa, doamna Mioara. Care a fost la început cu nu te suportat, așa va merge până o să ieși din casă. Exact. Da. Au răutate. Invidie, complexați. Da. Că ei astea vor să arăte acum, hai că uite-o plecat, că asta au și-o spus. O zis că tu, o zis că, că da, chiar Alexandru a zis că uite tu, că e joc cu, tu, cu toți băieții. Deci n-ai fost numai cu Cosmin. Uite că și-a scoperit, tot te-ai luat de el. Eu dau satisfacție la hiene, mamă. Păi nu le da, cum asta dingo, eu îți spun. Mă pun cu dingo, eu. Așa, eu nu mă trebuie. Cu bulldog-ul de ăștia alfa, nu mă pun cu... Nu, ai, păi tu mă asta, stai cum trebuie. Nu are nimeni treabă cu ei. Nu mai cădea în plasa lor. Singuri își dau foc, singuri. Păi să ardă singuri. Își dau foc singuri. Să ardă singuri, să se vadă numai ei. Asta am înțeles, că adică tu ești la periculosul... Dacă tu... m-ar veni, că, adică... eu am provocat, am instigat cum... Retenăm. Și datorită mie s-a întâmplat că s-a întâmplat. Da, pe asta am și înțeles, pentru că... A, mă, terminați, că sunteți obosiți. Cum ai spus și tu. Sunteți obosiți dacă credeți asta. Tot ce trebuie să faci, să nu mai dai curs la nimic. Dar și tovarășul lui asta face, gen, merge la toți și îl aduc în casă. Da, știi știu când asta. Valentin stă, știi când Valentin stă votul final. Nu mai le da curs, aici? Dacă aici, ei vrea înțelegi? Să sapi groapa de viu, tu trebuie să cazi în ea când vrea ei. Și auzi, largă-te și la gara, asta m-a deranjat. Păi da, așa au spus, că tu ești vinovat. Cine ești ăsta? Bufonul ăsta. Păi înseamnă că e tot... Care și-a luat în joseală, că nu și-a luat, cred că în viață. Și-a luat, tăi niște, n-are niciun Dumnezeu. Are 1,40 m, are niciun Dumnezeu, n-are. Bă, când a fost deranjat atunci, ți-a dat dreptate ții, dar felul, el e păi da, și ce-a făcut tovarășului? I-a lăsat o geacă, ți-o las că mă întorc. Da, i-a lăsat țigări, mă, l-a cumpărat. Da, l-a plătit. Asta au făcut. O, spui-mi de hoții de astea, că îi joc în picioare, nu joc. Nu pot să suport, Andrei. Dar n-am o problemă că vine, e important, oricum nici eu nu mai doresc să mai stau în casă, le-am și spus. Vreau să plec cu fruntea sus. Nu știu, mie nu-mi place așa, mi-e prea sievit. Mă, sunt genul de om care nu pot să stau, nu pot să stau. Mai știu o greșeală, nu vreau să te supăr, vreau să înveți din greșelile care te învăț. Evită cât poți. Știi cum că... Mama, asta înseamnă să nu mai fii eu. Știu, dar tăcerea și ăsta e un răspuns. Te cred. M-am pus cu doi analfabeti, exact cum mi-a zis în scrisoare, m-am pus cu doi analfabeti care nu știu să lege o frază. Cu oia m-am pus. Se vede clar, omul școlit, totdeauna știe să vorbească. Știu modul meu de exprimare. Știi tot, să nu mai exprimi, știi ce vrea, știi tot. Senzația că sunt violent, corect. Eu nu sunt asta. Dar asta nu vreau. Cuvintele le-am oricând. Asta e lucruri mă dor. Nu vreau să le mai văd, să le mai aud, să le mai discut. Da, la fel, cum mi-a dorit el, largă-te și la gară. Largă-te și la gară.
Dar de ce? Toți ne alungă. Păi nu, ne alungă pentru că nu avem cuplu. Dacă n-ai cuplu, trebuie să pleci din casa mireasă, nu știați? Conflict cu toți băieți, adică... Poftim? De ce te pui așa în conflict? Adică tu spui că ei vor vota... Nu vorbim despre vot, nu o să vă întreb, nu mă interesează până sâmbătă. Dar teoria ta este așa, că ei e posibil să îl aducă pe Cosmin înapoi în casă, ca să vă pună pe tine în special, în situația de a mai avea alte dispute. Păi e nevoie de tensiuni în casă, doamna Simona. E nevoie și pentru show-ul mireasă, e nevoie și pentru... Oricum e tensiune. Păi vedeți? De asta. Și cu tine și fără tine, și cu Cosmin și fără Cosmin, și cu, nu știu, și cu Nora și fără Nora, și cu... Adică să dau mai multe, ca să nu creadă că am spus... N-am o problemă că vine, că eu știu că vine. Mi-ar... Decizia... Eu nu știu. Ascultați-mă puțin. Trebuia luată, dacă e revocabilă sau dacă nu mai e. Hai să... Păi de ce nu mă lăsați să vorbesc? Dar am mai discutat. Dacă nu mă lăsați să vorbesc aspect. Atunci... Dar ai mai spus. Nu vrei să discutăm despre faptul, uite, ei făcut hiene. De ce crezi tu că sunt hiene? Adică toți sunt hiene? Uite, nu, vorbeam, hiena? Nu vorbeam de... Când am spus. Dar ei doi. Ei alianța, doi cine? Alianța Perneș... Tovarășul lui de afară. Da, Simona, dacă dați orice material în care eu am discutat, nu l-am jignit niciodată. Discută cu Aron, mă jignește. Discută foarte cu... roșu. Da, așa zic. Discută cu mama lui, mă jignește. Discută cu nu știu cine, mă jignește. El nu m-a jignit, jignit. Ești corect. Nu, sunt corect, dar n-am jignit. Adiptate, când vorbesc deja tremuri. Asta, uite, fii atent, Andrei, uite. Voi puteți să vă spuneți orice, dar orice remarcă legată de fizicul unui om nu e frumoasă, că nu ține, adică nu e o chestie pe păi care tu să poți... Păi nu vedeți că spune mie că nu sunt stare să am o iubită, că el are iubită, are nu știu ce femeie, are Afrodita lângă el și eu, uite cu cine sunt, eu sunt... Nu vedeți? Că... Și-a luat umilință într-o lună jumătate, cum nu și-a luat poate în 25 de ani. De la cine? Păi de la cine? De la iubita lui. De la cine? Cu ce tupiu îmi spune el mie asta, că eu nu m-am iubit? Nu am făcut iubită, nu că problemă, bun, nu este nicio fată pentru mine. Ok, dar tu crezi că eu sunt stare, nu sunt stare să-mi fac o iubită? Sau... Problemă, nu pot să am o iubită, Perneș. Mai uite în oglinda ta, pot să spun. Pe mine mă deranjează faptul că tu vrei să faci din nou acea alianță. N-am o problemă cu asta. Și n-am problemă. Dacă ești acum, pot să plec, dar vreau să plec pe aici, nu pe acolo, înțelegi? Uh-huh. Bravo. Și nu o să plec când îmi spui tu, largă-te de aici sau ce. Strict... mai zici și tovarășul tău că mi-a săpat groapa dinainte să începem în live și a plecat singur el. E pentru strict că... părerea ta. Chiar nu-s curios de părerea ta, eu-s curios de părerea unor bărbați și... Eu vă las să discutați pentru că urmează o pauză. După